Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou ceva mai special pe acest canal, deoarece astăzi o să jucăm Wayback Machine. Adică e o arhivă, Internet Archive, cum zice aici, care pozează odată la nu știu cât timp un site și e de foarte mult în chestia asta, deci ne putem uita la canalele de YouTube, la Facebook, la tot ce vrei tu pe orice site popular să vezi cum era în timp, deci călătorim în timp. O să intrăm în primul rând pe YouTube. What the fuck? Tocmai ce a trecut unul cu muzica la maxim. Deci stați că am intrat pe ăsta. Deci o să intrăm în primul rând pe iRafael. Să vedem. Canalul lui iRafael. Deci sper că au făcut ceva poze cei de la Wayback Machine. Pe canalul lui iRafael. Browse History. Hai să vedem. Da, au făcut poze. Deci o să intrăm în prima poză. Deci august 2013, 24 august 2013, au făcut o poză la canalul lui iRafael. Hai să vedem cum arăta. 2000 de abonați avea iRafael în 2013. Wow! Și acum nu repostase un episod de GTA 4. Lol, asta chiar e super șmecher. Cred că sunt curioși câte like-uri avea, adică avea ceva succes la 2000 de abonați. Avea și aproape 1000 de vizuri, 666 de vizuri. Bă, avea 400 de like-uri. Bine, acum nouă ne-a intrat automat pe ianuarie 2016. În ianuarie 2016 avea 400.000 de abonați. Wow! Deci, așa arăta canalul lui iRafael în 24... Oh! Uite-l și pe Coconut. Câți abonați avea Coconut? Ia că-s curios. 100 de vizuri. Oh, 900 de abonați? Oh, iulie, asta e în iulie. Wow, în iulie o poza și în 2012. Wait. Iunie 2012? Wait, stai așa un minut. Mergem mai încolo, la 900 de abonați și... nu ne mai lasă, deci... 900 de abonați! Vă dați seama, iRafael 900 de abonați avea poza și asta? Wait, astea nu sunt chiar vechi. Adică chestia asta nu e chiar veche. Adică știu că am mai avut-o. Dar nu puteți să nu uităm câți abonați avea Coconut. Coconut. Da, deci hai să ne uităm la următorul, care este PewDiePie. Yay, PewDiePie. Deci o să vedem câți abonați avea PewDiePie. Acum, când s-a apucat el de YouTube. Habar n-am că s-a apucat el de YouTube. Deci, băgăm PewDiePie. Go! Hai să vedem. Deci acum, în momentul de față, are 46.881.258. Mergem în martie 2012. Ok. Wow. 200.000 de abonați. Deci în martie 2012, 12 martie, avea 200.000 de abonați. Bă, destul de puțin, chiar destul de foarte puțin, dar strângea ceva vizionare, strângea mai multe vizionare decât abonați are. Deci chiar strângea. Deci hai să vedem mai vechi de atâta, nu mai găsim, în afară de martie. 12 martie, la video asta, dacă intrăm doar pe PewDiePie, cred că are mai multe poze la pagina lui principală, dacă știți ce zic. Da, da, 9 martie 2012, 203, așa, și mai avem și din... Wow, și din 9 noiembrie 2010 avem poze. Hai să vedem cum arată canalul lui PewDiePie. 9 noiembrie 2010. Holy fucking shit. Câți abonați avea? Avea 19 abonați. Wow. 19 abonați. Deci tipul ăsta avea 19 fucking abonați. Vă gândiți la chestia asta? Wow! Ce nervis, avea 3000 de vizionări la channel și avea 19 abonați. Ok. Hai să vedem o zi după, deci 17 noiembrie. Hai să vedem în 2011 câți abonați avea. 19 acum, în noiembrie 2010, deci după un an aproape, deci după un an. Hai să vedem după un an. Ce... Câți abonați a făcut el într-un an? Da, într-un an? Ia să vedem. Ba nu, bă, dar trec ăștia cu muzica la maxim cocalare. Da, într-un an. Când aproape un an, așa, nu știu. Se încarcă mult pentru că
Trebuie să caute mult. Te rog, găsește, te rog. Noi martie 2011. Ești curios cam cât de repede a crescut el. Chiar sunt foarte curios. Adică o crescut repede într-un an. Adică eu într-un an fac cam 1000 de abonați. Dacă nu mă înșel. Foarte puțin. Ia, el. Uai, ce s-a schimbat YouTube-ul. Deci într-un an el a făcut 10.000 de abonați. Holy fucking shit. Deci el într-un an a făcut 10.000 de abonați, fraților. Vă dați seama? 10.000 de abonați, nu pot să cred. Și acum, în 2016, avea 46 de milioane. 43 de milioane avea aici. Deci, fraților. Ce să zic? Deci mai căutăm acum Facebook. Chiar scuros cum arăta Facebook-ul sau... Nu știu, eu nu prea mai sunt site-uri de Facebook. Deci... Facebook.com, Fazebook. Go. Sunt foarte curios deoarece... Știți, eu n-am prins chestiile astea. De exemplu, în 2010 eu stăteam și mă jucam cu jucăriile, nu stăteam pe fucking YouTube. Deci, în 1 august, așa arată Facebook-ul. 2004, 2005, 1998. Tu cred că glumești. Nu-i Facebook-ul din 1998, nici pe dracu nu-i. Uite, chiar e Facebook-ul din 1998? Now available about face.com, the world fix electronic directory, așa, așa, welcome to... Ce? Facebook-ul a apărut în fucking 2004 sau 2005. Nu a apărut Facebook-ul în... What? Hai să vedem cum arăta Facebook-ul în 2004. Dacă ăsta era Facebook, vedeți? About face. Deci nu se numea Facebook, se numea About Face. Wow! Și nu era, să zici, na. În 2006 cred că deja s-a mai schimbat Facebook-ul, adică s-a mai făcut mai ca lumea mai. Na. Vedeți, deja în 2006 era Facebook, te logai, chestii, register everyone can join. Deci deja aici puteai și în 2011 cred că deja avea aceeași formă cum are și în 2016. Cred. 2011, știu că în 2012 mi-am făcut eu Facebook-ul și nu-i mare diferență. Deci în 2000... Vedeți? Deja în 2011 cam aceeași interfață. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Wayback Machine. O să mai facem și alte episoade în viitor, când vreți voi, cum vreți voi. Deci sper că v-a plăcut. Nu ezitați să ziceți în comentarii dacă mai vreți serii de genul și... Da, ne vedem data viitoare. Bye!